Am trecut în 2023, oameni buni, trebuie să ne obișnuim cu 2023. Nu știu, abia m-am obișnuit cu 2022 și deja suntem în 2023, parcă. Timpul trece foarte, foarte repede. Ce-i vrea să faci în 2023? Sau ce, ce, ce n-ai vrea să faci în 2023? Știți că la începutul oricărui an, noi oamenii avem tendința aceasta să avem rezoluții, nu? Și rezoluțiile astea sună în felul următor. Dar, de fapt, am să spun o întrebare. Cum stai cu cititul Bibliei? E bine că e la început din an, săpt prima săptămână, e ok? Vreau să spun că avem record la citirea Bibliei pe aplicația Bible. Vă felicit pentru asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Continuați chestia asta. Unii dintre voi n-ați dat friendship, dar știu că citiți, da? Dar vi e frică de commitment, da? Citiți în, în, acolo voi, de voi, ok? Dar cum stați cu dieta și cu sportul? Aha. Încă nu v-ați apucat de dietă Că mai aveți uh, rămășițe de la Revelion De la sărbători Prima săptămână mâncăm ce a mai rămas Dar știu că de mâine începeți toți Cu dieta și cu, cu sportul uh, E foarte interesant că uh, Specialiștii ăștia în sănătate Ne spun să bem multă apă Și să mâncăm multe legume Și să facem multă mișcare, nu cardio dacă se poate Peste 130 bătăile inimii 30 de minute pe zi, nu? așa ni se spune uh, E foarte interesant că uh, Balena Înnoată toată ziua și mănâncă numai pește și tot grasă e. Și iepurile, ăsta aleargă și țopăie toată ziua și mănâncă numai verdeață și trăiește doar 5 ani. Și dacă ne uităm la, o, de exemplu, o broască țestoasă, asta nici nu aleargă, nici nu face cardio, se tărie toată ziua și trăiește 450 de ani. Așa că toate sfaturile astea cu legumele și cu mișcarea, Uh, o, o, luăm mai încet, nu că nu bune, nu că nu bune, dar nu trebuie chiar să le luăm uh, ca titlu de, de, lege. Alții își propun în nou un an să facă ceea ce n au mai făcut niciodată. Uh, și am găsit uh, cel mai faimos bucket list pentru 2020. Bucket list știți ce înseamnă, nu? E o listă pe care omul vrea să o împlinească până să hit the bucket, în engleză, în stica, până să uh, o termine cu alergarea asta pământească. Și uh, în, cele mai, în cea mai faimoasă listă zice așa, să vizitez toate cele șapte continente. Băi, pentru asta îți trebuie bani. Să, vezi, să văd aurora Borealis. Foarte frumoasă, extraordinară, o vedem în Islanda. Să vizitez cele șapte minuni ale lumii. Mm. Să ajung și să mă cațăr pe Maciu Picchu. Machu Picchu e imperu pentru cei care n-ați știut, să mă urc pe turnul Eiffel. Cine s-a urcat de aici pe turnul Eiffel? Ridicați o mână sus. Ok, ați rezolvat 2, 3, ați terminat cu asta la bucket list, e ok. Să văd piramidele din Egipt. Nu vă mai pun să ridicați mâna, că știu că sunteți cei care ați vizitat și turnul Eiffel. Ok, voi le luați așa la rând. Să vizitez Stonehenge. Asta e destul de aproape, nu e chiar așa mare lucru. Și să merg într-un safari în Serengeti National Park, am auzit că este absolut uluitor. Fine, faină listă. Dar care este oare lista noastră pentru 2023? Și una realistă, da? Ne trebuie una realistă. L-am văzut zilele astea la Fox News, urmăresc Fox News, este, dacă vreți, versiunea conservatoare a lui CNN și al lui BBC în Statele Unite și l-au chemat pe Tony Robbins. Tony Robbins ăsta e un guru a self-help, un tip destul de deștept care le nimerește de multe ori. Și el spune așa, în noul an, ca să putem să ieșim victorioși, trebuie să avem o proiecție clară asupra ceea ce vrem să facem. Ceea ce spun eu la nuntă, în special mirilor, bărbaților, este diferența dintre un băiat și un bărbat, este că bărbatul întotdeauna are un plan. Nu-i reușește de fiecare dată, dar măcar are un plan. Pentru noul an, dacă vrem să fim biruitori, dacă vrem cu adevărat să facem ceea ce n-am mai făcut și să fim versiunea mai bună a noastră, trebuie să avem un plan. Pe când locuiam în Statele Unite, am vorbit și am vizitat de mai multe ori un veteran de război, un om deosebit, căsătorit. Uh, mai mult de 50 de ani avea de căsătorie cu soția, soția lui deja era oarbă, și uh, mi-au spus de bucket list lor. Și am zis, mamă, să văd ce mai vor să facă. Și mă așteptam să viziteze țări, să sară cu parașuta, să meargă cu balonul. Nu, no, ei aveau un bucket list spiritual, care suna așa, să țin postul esterei anul ăsta, să termin Biblia, nouă dată de două ori, să... Uh, facem un refresh la grupul nostru de casă. Fii atent, avea un grup de casă. Și să citesc jurnalul lui David Brainerd. Lucru măreț, extraordinar. N-am mai apucat să le facă pentru că am murit de cancer doar în câteva luni. Dar mă gândesc și m-am gândit la mine. Oare 2023 nu este anul în care trebuie să fac niște decizii importante pe care le amând de multă vreme? Pentru că, vedeți, pandemia asta și apoi venirea războiului, pe mulți dintre noi parcă ne-a blocat, parcă ne-a ținut în loc. Parcă așteptăm să se întâmple ceva, domnule. Am așteptat să se scoată măștile, s-au scos, acum ne-e frică să le bage din nou. Acum așteptăm să se termine războiul, să pățească ceva, ceva Putin. Și tot nu ne mai apucăm să facem lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru noi și pentru viața Noastră. Ce, ne mai, ce ne mai ține în loc? Pentru cei care am fost aici de Revelion, am căzut de acord că 2022 a fost anul harului. Așa este? A fost un an de har, un an în care Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi nemeritoși, cu pace, cu tot ce am avut nevoie la masă, pe când în țara vecină se omoară cu sutele în fiecare zi. Și ce vreau foarte important, și cred că este din partea lui Dumnezeu asta, să ne începem toți 2023 cu o frână. Pentru că atâta ne-am grăbit în ultima săptămână, cel puțin din, de, de, cu cumpărăturile de Crăciun, cu nebunia de la 31 decembrie, atât ne-am grăbit și cumva, cumva, grăbeala aceasta fără niciun sens, ne, ne, ne ajunge până la Paște și acolo iar începem cu alte lucruri, alte cumpărături, alte lucruri și numai așa ajungem în vară și deja a trecut jumătate de an. Îmi place de Asaf care înțelege cât de repede trece timpul, ce important este timpul, știa că cel mai de preț lucru pe care îl ai acum este timpul. Asaf se uită la lucrul acesta și spune, în psalmul 46 niște lucruri absolut extraordinare. Spune, Domnul este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. În 2022 am avut cu ce să plătim facturile. E mare Dumnezeu? E mare Dumnezeu. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Sunt vești de cataclisme naturale. Noi nu ne temem. Dumnezeu este pe tron. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo, ca să se cutremură munții. Asta este situația politică încordată din lume. Nu ne temem. Dumnezeu încă este pe tron. Este un râu ale cărui izvoare îi cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al lui celui prea înalt. Duhul Sfânt este cel care ne dă bucuria, nu-i așa? Dacă e așa, mă cardați așa din cap, dacă nu spuneți a mine, nu? Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină, Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Dumnezeu este central pentru siguranța noastră. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți! Și vedeți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor. Cine a pus capăt războaielor? El. Nu NATO, nu Statele Unite. El a pus capăt războaielor. Până la marginea pământului a sfărmat arcul, a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Uitați-vă ce este în Ucraina. Câte care de război arse cu foc. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc peste pământ, Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Binecuvântat să fie Domnul. El este Cel care ne poartă cu mâna Lui, așa că la intrarea în noul an să ne oprim și să-L recunoaștem pe El ca Domnul vieții noastre. Când îl recunoști ca centrul vieții tale, toate lucrurile sunt stabile, indiferent de vești, indiferent ce se întâmplă în natură sau în politică, în societate. Apoi, al doilea lucru foarte important, trebuie să te bucuri de prezentul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Vezi, mulți dintre noi, și asta o pățim foarte mult la începutul anului, ne bucurăm, dar cumva bucuria noastră este o proiecție a viitorului. Multora dintre noi le place să avem deja cumpărate vacanțele, că trăim cu minte atunci. Majoritatea societății. Abia așteaptă să se termine săptămâna, să vină vineri, să spună Uuu, am terminat școala, am terminat munca, gata, it's weekend, let's party! Și trăiesc într-o prezentă constantă dorință de a se simți bine în weekend și luni e dezastru. Abia când sună ceasul ăla e durere. Mai bine scoate o măsea, fără anestezie decât să sune ceasul dimineața. De ce? Pentru că asta este concepția lumii. Ei trăiesc tot timpul cu o proiecție a fericirii. Undeva va fi fericirea. Și mulți dintre noi trăiesc viața la fel. Mulți dintre noi trăiesc viața în viitor cu o proiecție, uitând să se uite în jur și să spună, Doamne, îți mulțumesc pentru ziua de astăzi. Ce miracol este că m-am trezit din pat. Ce miracol că am venit pe picioarele mele aici. Ce miracol că pot să mă bucur în adunarea Sfinților de prezența Duhului Tot cel Sfânt. Este mare Dumnezeu. Este mare. Octavian Paler spunea că ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Mulți dintre noi nu trăiesc viața. Trăiesc viața altora? Sau trăiesc viața cu așteptarea aceea va fi vodată. oh, o să fie, odată va fi. Mulți dintre voi aveți copii mici. Slavă Domnului pentru asta, e o biserică tânără, super. Dar mulți dintre voi sunteți prinși să faceți bani, să vă faceți o carieră, să vă luați casa pe care o visați, mașina pe care o vreți și uitați că pruncul vostru învață să meargă o singură dată. Și voi trebuie să fiți acolo să-l țineți de mânuță. O mulțime dintre noi uită că mai important ca orice pe pământul ăsta, dincolo de relația cu Dumnezeu, este familia. Și timpul nu se mai întoarce. Știți, cel mai prețuit de preț lucru pe care îl aveți acum, în clipa aceasta, este timpul. Care se duce, se scurge și are prostul obicei să nu se întoarcă înapoi. Și majoritatea dintre noi pierdem lucrurile acestea așa de prețioase. Banii nu sunt mai importanți ca timpul. Jobul nu este mai important ca familia. Atenție mare! Lucrurile astea nu se mai întorc înapoi. Vă spune unul care a fost plecat în sănătate în primii doi ani. Ai băiatului meu și lucru, aș face orice să întorc timpul înapoi, să fiu cu el la primii pași. Pe copilul tău nu trebuie să-l învețe să meargă cu bicicleta vecinul. Ok? Tu trebuie să-l înveți. Asta este bucuria ta, onoarea ta și lucruri de care îți vei aduce aminte întotdeauna. Banii mai faci, sănătatea o mai repari, dar timpul nu se mai întoarce niciodată înapoi. Ceea ce trebuie să trăiești azi, trebuie să trăiești astăzi. Viața pe care ți-a dat-o, pe care ne-a dat-o Dumnezeu, trebuie trăită la maxim, cu intensitate, cu bucurie pentru ceea ce ne-a dat El. cu 27:1 spune așa: Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Nimeni de aici nu poate să spună, oh, sunt sigur de ziua de mâine. Cine este sigur de ziua de mâine? Așa că, noul an. Să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrurile frumoase pe care le-am primit și să ne focalizăm pe ceea ce este important. Mm, asta, este, asta este crucial. 2 crucial. 2 cu 11 spune așa: Să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile Lui. Atenție mare! Cel mai important lucru în 2023, pentru toți de aici, este mare trimitere. Este, mare... este ceea ce a spus Isus ucenicilor. Am auzit un lucru important în 2023, cei care ați fost atenți l-ați auzit și voi. Și anume, dacă vrei să câștigi totdeauna, dacă vrei să faci parte din echipa care câștigă întotdeauna, află ce face Dumnezeu și alături te și tu. Fă și tu. Eu vă întreb, ce va face Dumnezeu, cu siguranță, în 2023? Știți care e răspunsul? Dumnezeu va mântui oameni. Dumnezeu va mântui suflete. În 2023, face ceea ce face de 2000 de ani. Mântuiește oameni. Acolo este inima lui. Vrei să fii câștigător? Alăture-te echipei lui. El întotdeauna câștigă. Numele lui este Victor, beruitorul. Niciodată nu pierde. El câștigă. Lupta deja este câștigată. Tot ce trebuie să faci este să te alături acestei echipe salvează oameni. După înviere, am citit, stă în mijlocul lor, ucenicilor, i a ucenicilor, i-a strâns în Galileea acolo frumos, s-a dus în vasul lui, v-am mai spus eu, da? Și au ajuns acolo și se uită la ei și le spune așa, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Majoritatea nu avem probleme cu autoritatea lui supremă în cer. Avem ceva probleme cu autoritatea lui pe pământ. Că dacă n-am avea, n-am trăit cum trăim majoritatea dintre noi da? pe pământ, sunt cuvintele lui. El are aceeași putere ca în cer, aceeași autoritate. Unii spun, oh, da, în cer, da, dar pe pământ diavolul face cam ce vrea el. Uite cum diavolul, orașul ăsta nostru, plin de idolatrie, diavolul este până aici. Nu, no, nu no, el spune toată autoritatea o am și în cer și pe pământ. Și după aceea spune ceva, vedeți, dacă El este suveran în cer și pe pământ, El este suveran și în viețile noastre și El vrea să transfere autoritatea aceasta. Atenție mare! El nu le vorbește de autoritate, doar așa că avea El chef atunci să vorbească. El spune cu alte cuvinte, autoritatea pe care o am eu, vă transfer vouă. Wow, Doamne, asta e o putere fantastică. Păi ce facem cu autoritatea asta? Rostim bani în conturile noastre? Rostim sănătate peste trupurile noastre? Rostim biruință peste lucrurile pe care vrem, în care vrem noi să fim biruitori? Nu! Nu asta este voia Domnului și nu așa trebuie să folosim autoritatea. Imediat după ce a spus toată autoritatea în cer și pe pământ, ni s nouă, le spune cum poate să fie folosită această autoritate. Atenție! Duceți-vă și faceți ucenici. Despre asta e vorba. Autoritatea lui plenară, puterea lui suverană poate să fie folosită numai dacă facem ucenici. Asta este chemarea noastră! Asta este puterea noastră! Puterea Bisericii! Nu este neapărat în educație, deși are și acolo un cuvânt de spus, nu este neapărat ceva din punct de vedere social și politic, deși și acolo cândva poate să spună ceva. Puterea și autoritatea lui Dumnezeu în biserică este pentru facerea ucenicilor. Despre asta este vorba. Duceți-vă și faceți ucenici. Și anul 2023, dați-mi voie să vă spun, este anul când trebuie să înțelegem cultura care ne înconjoară. Și să nu-i dăm ignor, cum am fost învățați. Că majoritatea dintre noi provenim din, dintre medii de astea unde cultura a primit ignor. Și am găsit o definiție foarte faină a culturii, că este important să o înțelegem pentru a fi eficienți în 2023. Auziți cum sună. Eu sunt arta din muzeele voastre, ideile din instituțiile voastre, legile din țara voastră Mesajul din filmele pe care le vizionați, gândurile profesorilor voștri, valorile pe care copiii voștri le prețuiesc. Eu te afectez direct, dar tu mă afectezi și semnează cultura. Sigur, cum spuneam, putem să dăm schimb. Putem să dăm ignor, să ne comportăm de la învoane ca și cum suntem în anul 34, Iisus s a înălțat și noi suntem turma mică care așteptăm să vină din nou. Putem să facem lucrul ăsta. Sau putem să ne, com să ne comportăm ca și cum suntem încă prigoniți de stat ca în timpul comunismului, chiar dacă nu avem o prigoană, ceva, inventăm noi niște vaccine, niște educații religioase în ță, în școli și putem să predicăm și să ne comportăm ca și cum trăim pe vremea când blugii, fâșul și ceasul erau păcat. Putem să facem și lucrul ăsta. Dar asta nu înseamnă că vom fi și eficienți în societatea în care trăim astăzi. Pentru că nu poți afecta societatea dacă nu înțelegi cultura și dacă nu înțelegi că și tu și eu suntem parte din cultura aceasta. Putem să venim la Biserică să ne dăm, să ne, să, să ne prefacem că noi nu. Aparținem culturii acestea? Da, putem, dar nu înseamnă că vom fi și eficienți. Pe bună dreptate, ni se spune în multe medii sectanții. Pentru că dăm ignor la cultură, trăim într-o bulă aceasta a noastră și uităm de faptul că și noi suntem parte acestei culturi. Și ar fi bine să o înțelegem în 2023. Albert Einstein spune așa, definiția nebuniei este să faci același lucru și să aștepți rezultate diferite. Păi, oh, evanghelizările noastre seamănă cu definiția nebuniei. James White spunea că diferența dintre societatea de astăzi și societatea din urmă cu 40 de ani este colosală. Să ne imaginăm o scală de la 1 la 10, unde 1 este un om care n-a auzit niciodată de Hristos, nu știe nimic din Biblie, și 10 este unul care este născut din nou și lucrează cu darurile, este împuternicit de darurile Duhului Sfânt și lucrează în biserică, da? 1 la 10. White spune așa, cu 40 de ani în urmă, media societală în societate era undeva la 8. Era undeva la 8. Adică, asta înseamnă în felul următor, societatea per total era formată din oameni care acceptau 8 din 10 divinitatea lui Isus Hristos. 8 din 10 credeau că Biblia este inspirată, este cuvântul lui Dumnezeu și îi dădeau crezare. 8 din 10 făceau parte sau cunoșteau o familie sănătoasă bazată pe principiile creștine. Azi, când predominant în societatea noastră este generația Z, majoritatea aici este generația Z, 97, născuți din 1997 până în 2012, copiii milenialilor care sunt născuți din 81 până în 96, în generația noastră, atenție, procentajul a scăzut de la 8%, la 3. De la 8 la 3. Prin urmare, biserica trebuie să regândească evangelizarea. În anii când majoritatea erau cu valori creștine, evangelizarea era un eveniment. Îl invitai, el auzea niște principii cu care era de acord, cu care era familiar și era foarte simplu să ia o decizie. Amin, aleluia, a am luat o decizie. Aleluia. Acum când sunt trei din zece care mai cred, mai au valorile acestea, evangelizarea nu poate să fie doar un eveniment, ci trebuie să fie și un proces. Un proces în care noi luăm pe de la trei, ne rugăm, îl iubim, îl scoatem la cafele până ne ies creierii de la ta cafeină și îl ducem până la cinci. Și aici la cinci îi dăm slavă lui Dumnezeu că poate, poate la șase vină la biserică, îl ducem pe la șase și brrr, scade iar la trei. Și ce facem? Dăm cu el de pământ. Facem un eveniment. Nu, nu. Ne rugăm, postim, îl invităm iar la cafea. Nu, acum am trecut la ceai, că nu mai putem cofeină. Și ajungem cumva la șase, la șapte, la opt. Este un proces evangelizare. Nu mai este un eveniment. Da? Sies lui spunea o chestie foarte interesantă. Spunea că atunci când biserica a fost lansată, fapte 2, Ascul predicatorilor, a apostolilor, era destul de simplu, pentru că ei predicau la trei categorii de oameni. Atenție mare! O categorie erau evrei. A doua categorie erau prozeliții, cei care s-au convertit la iudaism. Și a treia categorie erau păgânii. No, ăștia aveau niște lucruri importante în comun. Toți credeau în supranatural. Toți erau conștienți de păcat și credeau într-o pedeapsă divină. Toți credeau într-o formă de ispășire a păcatelor și, atenție, credeau că lumea a fost bună la început și s-a stricat ulterior. Acum, lui ce spunea el, și asta era prin 1920, când a scris eseul lui faimos, spunea că societatea noastră nu se mai califică în alea trei categorii. Și încheie el eseul spunând așa, într-un fel sarcastic, dar și trist, spune, mă întreb dacă nu cumva, ar trebui să-i convertim pe ăștia la păgânism și de la păgânism să-i ducem la creștinism. Pentru că societatea în care trăim nu mai are valorile ce le aveau vreodată. Suntem op în postura în care în 2023 trebuie să înțelegem toți cultura și nu o să o contracarăm, ci doar să oferim o alternativă. Pentru că Hristos întotdeauna a arătat o alternativă. În 2023 trebuie să învățăm împreună să facem evangelizare în societatea post -creștină. Societatea noastră, v-am spus câteva duminici în urmă, nu mai este creștină, este post-creștină. Și evangelizarea trebuie să fie diferită de cea din anii 90. Atenție mare, evangeliștii mei, că toți de aici sunteți evangeliști, fiecare în dreptul nostru. Evangelizarea nu se mai poate face ca în anii 90. Adică, fapte 2 versus fapte 17. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Cum adică? Bine, sufletul oricărui proces de evangelizare trebuie să fie explicația. Omului trebuie să îi se explice de la muzică, mesaje, simboluri, ritual, pentru că oamenii înțeleg așa de puțin când vin aici. Oamenii înțeleg foarte puțin. Biblic este ca și cum am trecut de la contextul cultural din fapte 2 la fapte 17. Ce s-a întâmplat în fapte 2? Se pogoară Duhul Sfânt, Petru iese înaintea mulțimii și începe să predice, da? Care este, în esență, mesajul lui? Știți despre creație, știți despre Adam și Eva și cădere, știți despre alegerea lui Avram uh, și a poporului Israel, știți despre Moise și despre lege, despre profet și despre promisiunea despre Mesia. Deci, nu trebuie să mai pierdem timpul cu asta, ok? Acum, ce trebuie să știți voi, le spunea el evreilor și prozeliților, chiar și unii păgâni acolo, le spune așa, că acest Mesia care a fost profețit este Hristosul, cel care a ispășit pentru păcatele noastre, El este alesul unsului Dumnezeu. Și ăștia au întrebat, și ce să facem? Păi trebuie să vă pocăiți. Trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu. O predică foarte scurtă, la obiect, mai mică decât un blog, poate cât o postare pe Facebook. Care a fost rezultatul? Peste 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. De ce? Pentru că Petru vorbea unor oameni, unui grup de oameni, care deja erau monoteiști, deja cumpărase răsurile Vechiului Testament și deja credeau în venirea lui Mesia. Asta e evangelizare fapte 2. Asta a trecut cu zeci de ani în urmă. Acum noi am intrat însă în fapte 17. Ce s-a întâmplat acolo? Fapte 2, un eveniment, o predică, 3000 de oameni. Simplu. Fapte 17, hmm. Pavel urca pe muntele de la Atena, din Atena, pe dealul acela lui Marte, vorbind cu filozofii și căutătorii spirituali ai Atenei. Aici era o piață uh, în care adevărul era relativ. Viziunea era foarte pluralistă, viziunile erau pluraliste asupra lumii și a zeilor, iar omul obișnuit nu știa diferența dintre Isaac și iPad. Sună destul de actual, generația care ne conjoară, îi spui unul de Isaac, spune ce fel de iPad e ăsta? Isaac care? Ce înseamnă Isaac? Asta e generația în care trăim noi. Oamenii nu mai cred, nu mai sunt bilbircizați, aici suntem noi. Pavel știa, ăsta, Pavel știa că nu mai este în Ierusalim. Pavel știa oamenii, știa crowd-ul, da? Stilul predicii nu era cum ne-am obișnuit noi. Cântă grupul nădejde așa apoi vine unul strigă tare și se pocăiesc o sută de oameni. Nu. No. Noi el se uită și știe că ăștia azi bătă de scriptură și le spune așa. Vă văd niște oameni foarte spirituali. În drumul meu încoace am văzut un altar a unui Dumnezeu fără nume. Ați vrea să cunoașteți numele Dumnezeului acesta necunoscut? Wow, da! Ne spui? Da, vă spun. E bine, El este creatorul tuturor lucrurilor. El este Cel care ne-a dat suflare de viață, El este Cel care a creat stelele, universul, tot ceea ce se vede, El a creat. Dar El este Cel care l-a trimis pe Fiul Lui, care a murit și acum a înviat. Acum, când au auzit ăștia de înviere, Biblia spune, au zis, uh, despre asta te ascultăm altă dată. N-au acceptat, dar zice Biblia acolo, citiți acasă, întotdeauna vă trimis să citiți acasă, fapte 17, zice așa, că au fost câțiva dintre ei care au crezut și au format un grup, mă, oameni buni. De asta batem noi moneda pe grupuri. Vedeți? Evangelizare stil, fapte 2, 3 mi se pocăiesc, evanghelizare în vremea noastră, doi, trei care mai cred și formează un grup. Despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Și noi ne aflăm exact în momentul ăsta. În Fapte 17, nu vorbim cu oameni temători de Dumnezeu, cu evrei, cu cernici, nu, nu, nu. Ne aflăm în mijlocul Atenei pluraliste, relativismul secular și avem nevoie de o mentalitate de Fapte 17, cu o strategie similară cu a lui Pavel. Ceea ce înseamnă că moneda noastră culturală trebuie să fie explicarea. Biblie. Nu este suficient să trecem de la versiunea Cornilescu, care zicem, bă, e cam învechită, hai să-i dăm o versiune de asta, noua traducere, BVA-ul. Uh, nu, nu, nu este suficient să-i dăm o astfel de traducere și să spunem, uh, ia și citește tu. Nu, 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 trebuie să începem așa. Aceasta este Biblia, are 66 de cărți. 39 de cărți primele sunt Vechiul Testament. Asta este Biblia evreilor. 27 sunt pentru noi Noul Testament, Noul Legământ și să începem de la A ca să-i ducem până la Z. Dar totul trebuie să înceapă cu o explicație clară. Biblia asta, să-i explicăm, este povestea noastră și povestea lui Dumnezeu. Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu pentru noi și fiecare dintre noi trebuie să fim gata oricând să dăm socoteală de credința care este în inima noastră. Fiecare dintre noi trebuie să fie, chiar dacă nu ești teolog, chiar dacă nu le ai cu principiile ispășirii și cu toate astea, bla, 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 și așa mai departe, toți ar trebui să aibă și să fie în stare să spună povestea lui. Uite ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Uite cum a lucrat Dumnezeu pentru mine. Trebuie să explicăm celor din jur această poveste. Am văzut, uh, am văzut mai de mult un film, Gravity se cheamă. Uh, majoritatea cred că l-ați văzut. steți voi la biserică, vă dați că a l-ați văzut, dar l-ați văzut. Uh, George Clooney joacă un inginer de asta medical și actorul principal este Sandra Bullock. Și sunt într -o, în spațiu undeva și este o explozie, are loc o catastrofă acolo în orbită. Și la un moment dat, personajul ăsta care este interpretat de Sandra Bullock se uită așa în neant, în, în spațiu și îți dă seama că moare. Și printre lacrimi rostește niște cuvinte foarte importante. Zice, o voi muri, știu că voi muri, toată lumea știe asta, astăzi o să mor, dar treaba este că mă uit și îmi este frică. Sunt foarte speriată că nimeni nu va jeli pentru mine nimeni nu va face o rugă pentru mine îl întreabă pe clunii, vei jeli tu vei spune tu o rugăciune pentru mine zice, oh, aș vrea să fac eu o rugăciune pentru mine și pentru viața mea dar nu m-a rugat niciodată zice, știi ceva, de fapt nimeni nu m-a învățat niciodată să mă rog wow ha. asta e ca un, o sută de clopo de care îmi sună mie în cap pentru că ăsta este strigătul celui de lângă noi. Colegul, vecinul, chiar că e enervant vecinul ăla, când se uită neant înaintea morții o să-i fie frică și o să spună ca Sandra Buloc. Nu m-a învățat nimeni niciodată să mă rog. Aș vrea să rostesc o rugăciune, pentru că vedeți, în definitiv, toți avem un gol în noi și golul ăla poate fi umplut numai de Isus Hristos. Nu m-a învățat nimeni să mă rog. Știți, mulți mă, mult mă întreabă, ce o să facem în nouul an, că am spus că o să fie anul multiplicării și ne dublăm cu ajutorul lui Dumnezeu, ce o să facem? Trebuie să ieșim la un loc mai larg. Și zic, da, îmi doresc și ne rugăm pentru asta. Anul 2023 este anul multiplicării, dar să vă spun ceva, ca unul care am făcut parte într-o biserică care avea un sanctuar de peste 3000 de oameni, proprietăți, tabără, tot ce vreți inevitabil când faci parte din așa ceva oamenii fiind limitați de timpul scurt este normal să te focalizezi pe administrare, plata facturilor salariați, angajați regulamente de funcționare și încetul cu încetul să te muți de pe ceea ce este important ceea ce este important este facerea ucenicilor acolo suntem biruitori întotdeauna Focusul trebuie să fie aducerea oamenilor la Hristos. Numai acolo vom avea izbândă. În timp ce îmi doresc și știu că Dumnezeu are pregătit pentru noi un teren, o clădire, sală de sport, școală, institut teologic, grădinițe, ce vreți voi. În timp ce credem lucrul acesta, știu că Dumnezeu va da biruință numai dacă vom fi focalizați pe evangelizare. Acolo e biruința, acolo este biruința. Așa că vă propun ceea ce v-am propus și la Revelion. 2023, nu vă propun un bucket list, vă propun o singură chestiune, un singur task. 2023. Un singur om pentru care te rogi. Un singur om pentru care postești. Un singur mm. om pe care, cu care te împretenești și încerci să-l duci de la 3 la 4. Și apoi la cinci, și vă spun eu, după ce trece de șase, o să accepte să vină la biserică. No, dacă l-aduce aici în biserică, de aici ne ocupăm noi și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vă garantez. Dar nimeni nu poate să l-aducă aici. Când am spus că este anul dublării, n-am avut un plan, n-am niciun plan, n-avem niciun plan decât fiecare dintre noi să mai aducă în 2023 o persoană aici. Foarte simplu. Și după ce îl aduceți, mă, nu puteți să lăsați, că nimeni nu naște și lasă copil la maternitate. Va trebui să-l duceți mai încolo, e normal, dar să-l aduceți aici. Și aici, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va lucra în inima lui. Acum câteva duminici, ai avut o listă cu cinci persoane. Mă, deschide lista aia și subliniază una dintre ele, da? Una, focalizează pe una. Subliniază acolo, pe una, pe nume, da? și apoi setează un deadline. Fără limită nu facem nimic absolut. Ascultați-mă bine ce vă spun. Trebuie să-ți faci o limită. De exemplu, în iunie, la jumătatea anului, luna 6, vom avea conferința remarcabilă. Până atunci, avem două zile importante. Un an martie, de ziua femeii, și apoi în mai. Făți un plan, setează-ți o limită, treci la treabă. Noul an, trebuie să-l pregătim diferit. Ați auzit? Dacă vrem să fim biruitori în nouul an, trebuie să avem un plan și să-l punem în acțiune. Trebuie să avem o viziune și ne trebuie curaj să mergem mai departe. Și pentru asta ne trebuie puterea și călăuzirea Duhului Sfânt. I got news for you. Dumnezeu este întotdeauna prezent și dă biruință atunci când facem ceea ce El ne-a pus să facem. Și anume să facem ucenici. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Pentru asta, Prima lună din an, în ianuarie, am pus-o deoparte pentru post și rugăciune. Poți să intri și acum pe aplicație, o zi de post îți garantez că poți să ții săptămâna asta. Asta înseamnă nu mănânci dimineața, nu mănânci la prânz, mănânci după amiaza. Poți să bei apă. Asta e o zi de post. O zi de post înseamnă și post de la Facebook, Instagram, filme și bârfă. Ok? Nu cred că e așa de greu. Cred că se poate. N-ar trebui să bârfim niciodată, dar am zis și eu așa ca să reții ce ți-am spus. Da? Nu e așa de greu. O zi de post pe săptămână poți te pregătești din punct de vedere spiritual. O zi pe săptămână poți să vii la sediu de la Raua 8 la 9 să te rogi cu noi. Se poate. Am văzut oameni foarte ocupați, foarte ocupați, care n-au lipsit nicio o seară. Mm? Se poate. Dacă îți prioritizezi timpul. Pregătirea spirituală este deja aici. Vedeți, nimeni nu merge la război fără să facă un antrenament înainte? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Astea trei săptămâni pe care le-am pus deoparte, deja a trecut una. Dacă ai pierdut-o, îmi pare rău pentru tine, mai ai două să recuperezi. Trei săptămâni de pregătire spirituală, prin post și prin rugăciune, pentru ceea ce ne așteaptă în 2023. Vrei să fii biruitor? Hai în echipa care câștigă. Echipa lui Isus Hristos. Și anul 2023 va fi un an deosebit, un an uh, la sfârșitul căruia vei putea să spui, Doamne, vin înaintea ta cu rodul ăsta, rodul suferințelor tale. Îți mulțumesc că am această onoare extraordinară să fiu lucrător împreună cu tine. Doamne, toată gloria este a ta. Amin?